ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și provocarea mea de astăzi pentru dumneavoastră în cadrul emisiunii Repere este să vorbim despre o metaforă, după cum spun unii, să vorbim despre cea mai puternică forță din univers, după alții, să descoperim care este izvorul vieții întregi și anume dragostea. Este un subiect care pe unii îi va provoca și de asemenea pe alții poate că îi va lăsa indiferenți. Dar în această ocazie am vrea ca să îi determinăm pe toți cei care ne ascultă sau ne urmăresc să înțelegem valoarea dragostei. Atunci când ea lipsește, ne doare, ne dorim fiecare dintre noi. Ce am putea să facem în direcția aceasta ca viața noastră să fie marcată de dragoste? Spuneam că uneori privim dragostea doar ca o simplă metaforă, ca o simplă afirmație, dar atunci când ea lipsește, o simțim, ne doare. Românii astăzi vorbesc adesea despre elementul acesta. Am avut o sărbătoare împrumutată de peste ocean acum puțin timp în urmă. Urmează o altă sărbătoare de care românii se bucură, dar cum ar putea dragostea să prindă conotații în viața noastră de zi cu zi? Aș dori ca impresiile dumneavoastră sau întrebările sau opiniile pe care le aveți să ni le scrieți pe pagina de Facebook Repere. În partea a doua a emisiunii noastre vom încerca să preluăm și câteva telefoane în direct, în așa fel încât să aducem un răspuns practic la întrebarea aceasta. De ce astăzi mai mult se manifestă indiferența în locul dragostei? Am intitulat emisiunea de astăzi, unde dragoste nu e, nimic nu e. Vom încerca să răspundem la toate aceste întrebări și frământări împreună cu doamna avocat Laura Manciu, dumneavoastră este și moderator TV în Buzău. Bine ai venit în cadrul emisiunii Repere. Bine v-am găsit, mai cu seamă pe un subiect atât de vast, de dens și sensibil. N-am pregătit lucrurile înainte, dar iau acum în fața ascultătorilor și telespectatorilor, aș vrea cumva să rup o promisiune din partea dumneavoastră. Subiectul este unul destul de vast și astăzi vom intra doar în cadrul general al acestui subiect. Aș vrea ca să continuăm în ocazii viitoare subiectul acesta și de ce nu partea teologică sau elementele biblice să le putem dezvolta în cadrul altor emisiuni. De acord. Vă mulțumesc. Atunci când vorbim despre dragoste, ar trebui să punem la polul opus și atitudinea care se manifestă, spuneam, și anume indiferența. Poate că nu ar trebui să aducem în discuție neapărat ura. Cred că indiferența este mult mai gravă printre oameni atunci când se manifestă. Aș vrea, înainte de toate, să pornim de la a defini puțin termenii. Ce înțelegeți dumneavoastră sau cum ați definit dragostea? Da? Spuneam că este un concept destul de vast, unii spun că este doar o simplă metaforă, alții consideră că este cea mai puternică forță din univers. Cum ați definit dumneavoastră dragostea și de asemenea, la polul opus, ce ați putea spune despre indiferență? Da, înainte să intru efectiv în definirea termenilor, aș vrea să știți că nu mi-arog o anume competență în acest sens. Cred că fiecare din telespectatorii noștri au iubit sau au fost iubiți măcar o dată în viață. Este un subiect larg, un subiect personal, da? Fiecare dintre noi am iubit. De asemenea, este un subiect care este evocat cu atâta ușurință, foarte facil auzim te iubesc, ca și când ai zice bună ziua. Și parcă, nu știu, și-a pierdut din nimbul, din misterul caracteristic. Când vorbim de dragoste, cred că cei care ne urmăresc deja zâmbesc complice, deja parcă simt emoția transmisă de acest concept. Credeți că termenul acesta sau expresia aceasta frumoasă în sine, te iubesc, s-a uzat? Da, da, da. Care e vetustă, ca să folosesc așa un termen mai... Tocmai pentru că nu acordăm importanța cuvenită. Dacă am considerat că e ceva nobil, ceva poziționat foarte sus, cred că n-am fi chiar așa de gratuiți în a folosi acești termeni. La polul opus, indiferența se manifestă. Spuneam că este mai gravă, poate, decât ura, care o considerăm adesea fiind opusul dragostei. Cum ați defini indiferența? Da. Este un
atât ura, indiferența, dragostea sunt niște termeni atât de folosiți, atât de, cum să zic, cunoscuți, încât parcă pare redundant demersul nostru, dar sper să nu fie. Da, indiferența pentru cei implicați reprezintă o destructurare caracterială morală. E un termen pompos, dar o să-l explic. Practic te modifici, da? Îți modifică conștiința. Te modifică structural ca ființă. Da, și dimensiunea ta principală, fermentația asta lăuntrică. Deci, practic, e o activitate care ar trebui să fie dinamică, da? Să te intereseze, să te frământe, să te frământe soarta aproape lui tău. Însă, atunci când ești indiferent, lucrurile astea se pierde clar. Și sunt multe aspecte care pot fi luate în seamă, dar la polul opus spuneam că este dragostea. Ce reprezintă dragostea este un adevărat principiu dinamic care învăluie întreaga noastră existență, de la copilărie, de când se începe copilăria până la moarte, dă vieții sens, căldură, omenie. Putem spune că este și substanța care leagă doi oameni. Să folosesc o altă definiție, te depărtează de tendințele tale egoiste, păstrându-ți efectiv de celălalt, implicându-te în tot ceea ce se întâmplă cu aproapele tău. Da? Că vom încerca să vorbim. Înțelegem astăzi de unde putem avea dragostea aceasta și, de asemenea, ce spune Sfânta Scriptură cu privire la subiectul dragoste. Am găsit o definiție interesantă pe care aș vrea să o aduc în atenție. Aceasta îmi ridică mingea la fileu pentru o altă întrebare. Dragostea este o ființă sălbatică. Când încercăm să o ținem în frâu, ne distruge. Când încercăm să o închidem, ne înrobește. Când încercăm să o înțelegem, ne tulbură. Foarte interesant. Are mai multe valențe. Da. Mai multe valențe. Acum aș vrea să vă întreb. Putem vorbi, atunci când aducem conceptul acesta de dragoste, putem vorbi doar de o lume intangibilă, putem vorbi, așa cum spuneam în introducere, doar de o metaforă pe care o rulăm în cuvintele noastre, sau am putea aduce visul acesta în realitatea noastră prezentă, de zi cu zi? Cum am putea să facem ca viața noastră să fie plină de dragoste, acest vis să devină realitate? Da, nu este o utopie, nu este o chimeră, da? Nu este o metaforă, precum a spus. Nu, dragostea ar trebui să facă parte din viața noastră cotidiană, dar de ce nu face parte? De ce asistăm la indiferențe, la nepăsări? Pentru că nu utilizăm dragostea, ci dorința. Ce înseamnă asta? Adică cum, da, poate sunteți puțin confuzi. Ce înseamnă dorință? Dorința este să-l aduc pe celălalt în aria mea, în aria nevoilor mele. Da? Vino tu către mine să-mi satisfac nevoile mele. Iubirea este ca eu să pornesc către tine. Da? Este o eliberare, spunea Ortega, un filozof spaniol, gânditor de vogă, spunea că exact acest lucru, că în iubire a trebuit să emigrezi din liniștea, să folosesc exact, din liniștea lăuntrului tău către celălalt, să-i satisfaci și lui nevoile. Deci pasul pe care ar trebui să-l facă oamenii astăzi ca acest vis să devină realitate, ca această, nu doar o simplă metaforă, să facă parte din viața noastră, este ca noi să pornim către celălalt. Noi să fim interesați de persoana celuilalt. Dar e foarte greu, pentru că atunci când începi să iubești, așa cum spunea definiția pe care am găsit-o, lucrul acesta ne tulbură. Ai parte de durere, ai parte de suferință, ai parte de necaz în momentul în care tu înveți să iubești. Chiar avem un comentariu sau chiar o dilemă care este adusă în atenția noastră pe pagina de Facebook Repere. Să spunem că avem o prietenă care se plânge tot timpul și se victimizează permanent. Comunicarea este destul de grea cu acea persoană. Poate avea cauze diverse, o banală nemulțumire și neîmplinire, poate dorește atenția tuturor. În ceea ce mă privește, recunosc că nu sunt perfectă, nimeni nu este perfect, dar oricât am încercat să dau dovadă de empatie și de multă înțelegere, am fost mai mult respinsă sau tot timpul respinsă. De exemplu, și astăzi am încercat o comunicare, am sunat, dar apelurile repetate sunt respinse. Care ar fi soluția?
Da? Da. Vrei să investești dragoste? Mulțumim telespectatoare pentru întrebare. Da, e o situație dificilă. Da? Putem spune că omenește, ai spune, domnule, dragoste cu forța nu se poate. Însă e o situație, nu știu, dacă se le victimizează, respectiv lamentează, înseamnă că are un motiv, înseamnă că e o rană acolo. Și trebuie să-i descoperim rana, care e miezul durerii ei. De ce? De ce nu răspunde la apeluri? E ușor să judeci, e ușor să dai verdicte, e mai greu să intri acolo în problemă. Da, ușor ar fi să zice, da, eu am sunat, mi-am făcut datoria, sunt împăcat, sunt cu conștiința liniștită, da, treaba ei dacă nu îmi răspunde apelurilor, dacă nu răspunde invitației mele de a vorbi. Eu aș zice să continue și aș atinge o altă sferă, nu omenească, ci cerească, să se roage foarte mult pentru prietena, că presupun că de o prietenă e vorba. Poate că rugăciunea, într-adevăr, este elementul divin care poate atinge inima acelei persoane și visul acesta pe care îl avem noi cu privire la împărtășirea dragostei să devină o realitate. Aș vrea să facem un pas mai departe și să înțelegem în acest moment care ar fi acele implicații afective și morale ale atitudinii de dragoste pe care oamenii ar putea să o manifeste unii față de alții. Și la polul opus, pentru că trebuie să luăm în paralel, care sunt acele implicații la fel afective și morale ale atitudinii pe care am numit-o indiferență? Da. O să încep cu indiferența. Cel care manifestă acest atribut, indiferența, nu are capacitatea să-și formeze un simț etic, să-l manifeste în societate de asemenea, adică nu numai să-și-l formeze, ci și să-l manifeste. Da. Din păcate, aceștia sunt elemente numeroase care, precum păienjenii, țes rețele distructive între oameni. Și mai rău de cel de destinatar, de cel implicat pe partea cealaltă, pentru că îi creează simțământul abandonului, se claustrează atât în sine, cât și în propria familie. De ce e izolat? Asta este în prima fază efectul. Cred că acest act este de mare agresivitate. Noi am zice că nu e chiar așa, ura, da, ura produce ravagii, dar nu e așa. Este forma cea mai acută, cea mai traumatizantă a indiferenței, la polul opus, dragostea. Haideți să avem un exemplu suprem. Cum proceda Domnul Iisus? Da. Domnul Iisus, pe cine avea cel mai mult aproape? Pe cei care erau la un nivel superior? Nu. Le augmenta, le întărea, le mărea încrederea celor care erau considerați paria societății. Îl vedem la masă cu vame și conversează cu prostituate, da? Care atrăgeau propriul public. Le conferea, oamenii ăștia au nevoie de încredere. Și tocmai asta făcea Domnul Iisus. Uneori parcă atunci când privești la astfel de oameni, investiția de dragoste este văzută ca fiind doar un motiv sau un moment când poți să profiți de persoana respectivă. Și când tragi linie la sfârșit, îți dai seama că relația cu persoana respectivă a mers doar pe aceste coordonate. Tu ai investit, iar el a profitat. Haideți că folosesc o altă aplicație, atunci? Dacă tot mi-ați ridicat mingea la fileu. E ca un contract, da? De ambele părți. Fiecare avem drepturi, avem obligații. Da, în virtutea acestui act, caut ca celălalt în principal să-mi satisfacă nevoile, obligațiile, în condițiile în care nevoile nu mai sunt îndeplinite, care e rezultatul? Da? Reziliez contractul, după casă îl reziliez, îl anulez. De ce? De ce? Pentru că nu mi-a satisfăcut. Adică dacă eu încerc să fiu în preajma persoanelor care sunt bine văzute în societate, au un statut material, da, generos, ca să spun așa, în condițiile în care întâlnesc falimentul astfel de persoane, eu mă retrag, da? A picat contractul, pentru că nu mai mă satisface. Da? Pentru ce sunt prieten? Pentru că mă furnizez și mie anumite foloase materiale.
Deci trebuie să privim la cauza lucrurilor. Și cauza, în genere, care, dacă este falsă, putredă, sunt foloase materiale, sunt foloase carieristice, că sunt și astea în joc câteodată, da? Pentru a ajunge cât mai sus, a te cățăra în carieră mai ușor, mai faci și concesii de genul acesta, te împrietenești cu anumite persoane care îți facilitează acest demers de urcuș. Vom mai aborda aspectul acesta practic. Haideți să venim în zona Cărții Sfinte, pentru că de aici putem lua reperele potrivite în subiectul nostru. Există un capitol dedicat exclusiv dragostei în Sfânta Scriptură, este vorba de capitolul din 1 Corinteni, capitolul 13. Aș vrea ca pe un fond muzical pe dumneavoastră să vă provoc ca să ne recitați sau să ne prezentați ceea ce spune Sfânta Carte cu privire la acele aspecte ale dragostei la nivel practic care ar trebui să se manifeste între oameni. Este posibil lucrul acesta? Da. Vă rog. Plăcere. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil. Gândeam ca un copil, simțeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos. Dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Vă mulțumim frumos! Cred că telespectatorii și radioascultătorii postului nostru au fost destul de captivați și impresionați de modul în care ați recitat acest poem al dragostei din Sfânta Carte.
Mă gândeam în momentul în care recitați dumneavoastră faptul că dacă fiecare dintre noi ne-am limita să aplicăm în viața de zi cu zi aceste referințe ale dragostei, aceste aspecte practice, cu siguranță că viața noastră ar fi marcată de o altă existență, de un alt drum și, de ce nu, de o altă trăire. Aici reprezintă chintesența, dacă stăm să analizăm fiecare fragment spus. Da, dragostea reprezintă una dintre cele trei caracteristici fundamentale. Credința, nădejdea și dragostea. Dragostea, da, e la vârf. Spune, chiar dacă mi-aș împărți toată averea, deci un act caritabil total. Și sunt oameni în lumea aceasta care fac astfel de gesturi sociale. Da, da, sunt și fac, dar problema e, haide să urmărim cauza, da? De ce? Sau motivația interioară. Da. Care este premiza faptelor mele bune? Să mă vadă Xulescu, să mă vadă cineva, așa o să spună, mă, dar ce generos dă în dreapta și în stânga, are mână largă, face campanii umanitare, poate și în sfera noastră religioasă pot exista asemenea oameni, da, să contribuie, da, un lucru bun în sine, aparent. Dar atunci când lipsește fundamentul, dragostea, e mulțima vidă, e egal cu zero. Iată că din Sfânta Carte avem ce învăța și, așa cum spuneam, putem să aplicăm în viața de zi cu zi, la nivel personal. Literatura de specialitate aduce în atenție câțiva termeni atunci când vorbește despre dragoste. Care ar fi aceștia și dacă am putea să învățăm ceva din fiecare dintre acești termeni? Da, o să îi prezint sumar pentru că timpul sunt sigură că este foarte scurt, știu cum e într-o emisiune. Da, vorbim de dragostea agape, am început cu vârful, dragostea fileo, dragostea storge, dragostea eros. Dragostea eros este dragostea pasională, cuprinde aspectul acesta, pasional. Dragostea fileo este dragostea prietenie, amiciția dintre, da, e relația dintre doi prieteni. Spune Aristotel în Retorica, prietenia înseamnă să oferi celuilalt, însă, ce discutam mai devreme, să nu aștepți laude pentru gestul tău. Să o faci dezinteresat. Să o faci dezinteresat, exact. Mai departe, storge este dragostea care se manifestă în familie. Cred că și aceasta este o dragoste model. Mă scuzați. Este o dragoste necondiționată. Îl iubești pe bebeluș nu pentru anumite acțiuni. Îl iubești necondiționat, precum spuneați. Dacă am face acest lucru și cu ceilalți, dacă am fi atât de indulgenți, atât de, nu știu, toleranți, precum suntem cu copiii noștri, da? Pe copil nu îl dezmoștenim. Chiar acum recent, un discurs foarte bun în sensul acesta. Da? Pe cei apropiați ție, nu-i dezmoștenești dacă săvârșesc anumite fapte rele. Însă pe cel de lângă tine, pe cel care se presupune a fi aproapele tău, ești destul de exigent, îl elimini din viața ta. Dacă am fi cu toții atât de, cum să zic, aproape de celălalt, precum suntem de cei din familie, lucrurile ar merge altfel. Da, o să ating și latura divină, dragostea agape, dragostea sacrificială. Legat de lucrul acesta aș interveni, pentru că cineva ne-a scris pe pagina de Facebook Repere, sunt multe tipuri de dragoste, așa cum dumneavoastră le-ați detaliat, izvorâtă din literatura de specialitate, și am descoperit că dragostea agape, într-un fel, le cuprinde pe toate celelalte forme. Dragostea agape nu produce acea suferință din dragoste, așa cum se întâmplă cu celelalte feluri de dragoste, și nu te lasă să cazi în indiferență, ce vorbeam noi mai devreme, așa cum se întâmplă cu dragostea firească. Pentru că tu te dai, da? Cum spuneam mai devreme. Dragostea aceasta presupune, e universală, da? Presupune că eu m-am dat pe mine, m-am sacrificat, adică nu mai primează, avem un test în Biblie, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta să fie limita maximală, ca pe mine însumi, cum mă iubesc pe mine? Oare dacă mă întorc, oare dacă un copil de-al meu e în mijlocul apei, ca pe mine însumi, adică nu îmi risc viața să mă duc să-l... Astfel procedăm, adică ca pe mine însumi.
Sau mergem mai departe către Ioan 13 cu 34, unde spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu și cum v-am iubit eu, până la sacrificiu. Dar aș vrea să vă întreb, atunci când vorbim de aceste forme pe care le manifestă dragostea sau formele dragostei, putem accentua că există mai multe tipuri de dragoste sau vorbim totuși de un element, de un concept singular, de sine stătător? Cum stau lucrurile? E tot cuprinzător, da? Cuprinde un cerc larg de manifestare. Adică există dragoste de carieră, dragoste de muncă, dragoste de artă, dragoste de frumos, dragoste de om, dragoste de animale. Deci e tot cuprinzătoare. Cuprinde, să zic așa, mai multe nișe. Da, deci putem spune că nu e singulară, dar nu e un concept singular. Ceea ce mă interesează în emisiunea de față este să descoperim, pentru că spuneam în introducerea emisiunii, cum de reușesc oamenii să treacă atât de ușor de la dorința aceasta de a vedea dragostea în viața lor la indiferență, manifestată, bineînțeles, față de ceilalți oameni și chiar față de Dumnezeu. Care este motivația care stă la baza trecerii dintr-o parte a baricadei în cealaltă? De la dragoste la indiferență. Da. Cum spuneam mai devreme la întrebarea anterioară, ajung să pășească către tărâmul acesta periculos tocmai pentru că nu li s-a împlinit nevoile. Da? Dacă eu n-am fost satisfăcut în tot ceea ce am cerut de la celălalt, atunci plec în partea cealaltă, indiferent. Adică nu mai mă interesează de tine sub nicio formă. Cred că aici, și cred că s-a atins acest subiect, cel puțin asta e viziunea mea. În momentul în care pășesc către indiferență, în condiții în care există o dragoste, că poate exista indiferență și fără prealabil să existe dragoste, dar în condiții în care exista dragoste, înseamnă că acolo a fost ceva putred de a împășit. Și de obicei nevoile, cam de aici pornesc. Da. Am trebuință să, ca celălalt să... Haideți să dăm exemplu, da? Sărbătorim dragobetele. Mâine am sărbătorit pe 14, Valentine's Day. Uh-huh. Nu mi-a dus flori. Nu mi-a dus flori, nu mi-a satisfăcut nevoia. Uite, toate fetele pun pe Facebook flori și, uite, eu n-am nicio floare. Vedeți? Adică, din lucrurile acestea, aceste lucruri minore, în aparent, minore, le dau o anumită amplitudine și, da, există cazuri de divorț. Da, nu vă speriați. Da, aceasta, mici. Am întâlnit cauze în care, da, părțile au părăsit relația, au desfăcut căsătoria pentru că nu mi-a dus flori. Da? Totuși, de la gesturile mici putem crea un rai în cadrul familiei noastre. Vom vorbi despre lucrul acesta. Aș aduce în atenție acum un titan al literaturii, Gabriel García Márquez, de la moartea căruia se împlinesc aproape 2 ani în curând. Este omul care scrie foarte frumos în direcția aceasta. Are un poem al dragostei pe care aș vrea ca telespectatorii și radioascultătorii să-l urmărească, să-l asculte. Este un material video pregătit de către colegii din regie. După momentul acesta vom mai comenta câteva elemente cu privire la subiectul nostru avut în discuție și anume dragoste. Rămâneți alături de Speranța TV. Că pentru o clipă Dumnezeu mi-ar dărui o bucată de viață, probabil că n-aș spune tot ceea ce gândesc, însă în mod categoric aș gândi tot ceea ce spun. Aș da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valorează, ci pentru ceea ce semnifică. Aș dormi mai puțin, dar aș visa mai mult, înțelegând că pentru fiecare minut în care închidem ochii, pierdem 60 de secunde de lumină. Aș merge când ceilalți se opresc, m-aș trezi când ceilalți dorm, aș asculta când ceilalți vorbesc. Și cât m-aș bucura de o plimbare în natură. Doamne, dacă aș avea inimă,
aș grava ura mea pe gheață și aș aștepta până soarele răsare. Aș ierta mai mult, înțelegând că doar astfel putem întinde poduri între suflete. Aș uda cu lacrimile mele trandafirii pentru a simți durerea spinilor și sărutul încarnat al petalelor. Dumnezeul meu, dacă aș avea o bucățică de viață, n-aș lăsa să treacă nicio zi fără să le spun oamenilor pe care îi iubesc cât de mult îi iubesc. Aș convinge fiecare femeie și fiecare bărbat spunându-le că sunt preferații mei și aș trăi îndrăgostită de dragoste. Oamenilor, le-aș demonstra cât se înșală crezând că nu se mai îndrăgostesc când îmbătrânesc, neștiind că îmbătrânesc când nu se mai îndrăgostesc. Unui copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe singur să zboare. Bătrânilor le-aș spune că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci cu uitarea. Atâtea lucruri am învățat de la voi, prietenii mei. Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe culmi, fără să știe că adevărata fericire constă în felul în care escaladezi muntele. Am învățat că atunci când bebelușul strânge cu pumnul lui micuț degetul mamei, a cucerit-o pentru totdeauna. Am învățat că un om are dreptul să se uite în jos la altul doar atunci când ar trebui să-l ajute să se ridice. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind, te-aș îmbrățișa foarte strâns și l-aș ruga pe Dumnezeu să te păzească. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea ieșind pe ușă, ți-aș da o îmbrățișare, un sărut și te-aș chema înapoi să-ți dau mai multe. Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când voi auzi vocea ta, aș înregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta odată și încă o dată până la infinit. Dacă aș ști că acestea ar fi ultimele minute în care te-aș vedea, aș spune te iubesc și nu mi-aș asuma în mod prostesc gândul că deja știi. Întotdeauna există ziua de mâine și viața ne dă de fiecare dată altă oportunitate pentru a face lucrurile bine. Dar dacă cumva greșesc și ziua de astăzi este tot ce ne rămâne, mi-ar face plăcere să spun cât te iubesc, că niciodată nu te voi uita. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care îi iubești. De aceea, nu mai aștepta, fă-o azi, întrucât dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur, vei regreta ziua când nu ți-ai făcut timp pentru un surâs,
o îmbrățișare, un sărut și că ai fost prea ocupat. Să-i menții pe cei pe care iubești aproape de tine. Spune-ne la ureche câte multă nevoie ai de ei. Iubește-i și tratează-i bine. Ia-ți timp să le spui: îmi pare rău, iartă-mă, te rog. Și toate cuvintele de dragoste pe care le știi. Nimeni nu-și va aduce aminte de tine pentru gândurile tale secrete. Cere-i Domnului tăria și înțelepciunea pentru a le exprima. Demonstrează-le prietenilor tăi cât de importanți sunt pentru tine. Oh, dacă Dumnezeu mi-ar dărui o bucată de viață, n-aș începe nicio zi fără să vorbesc cu El, fără să-i mulțumesc pentru purtarea de grijă, fără să-L ascult în tăcere. Dacă Dumnezeu mi-ar oferi o bucată de viață, aș trăi îndrăgostită de dragoste. Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și continuăm discuția noastră după acest moment poetic destul de sensibil și emoționant. Și aș vrea să întreb pe doamna avocat și moderator TV la un post local din Buzău dacă dragostea reprezintă un element sau un factor genetic, da? Oamenii se nasc cu lucrul acesta sau se dezvoltă cumva de-a lungul vieții, în timp? Pentru că observăm că oamenii diferă când vorbim de aspectul acesta. Unii parcă au dragostea în sânge, în ființa lor și o manifestă în fiecare aspect al vieții, iar alții care manifestă indiferența sau chiar ura față de cei din jur. Ne naștem cu dragoste sau pe parcursul vieții dezvoltăm acest element? Da. Trăsăturile caracteriale se află în poziția zero și un individ va merge către un pol sau către altul în funcție de modul în care sunt acțiunile sale întărite sau respinse. Nu sunt de specialitate, însă mi-a plăcut să cochetez cu această componentă a științei, a psihologiei. Ce vreau să vă spun este că atunci când un copil, de pildă, dă unui alt copil un biscuite, de pildă, și gestul lui este, ori de către părinți sau de cineva din familie, e lăudat, atunci copilul, pe parcursul vieții, va dezvolta un altruism, o empatie, deci lucruri pozitive, spune. Și, contrariu, dacă este admonestat copilul când săvârșește acest act, da? Sentimentul dragostei este înăbușit, pur și simplu. Atunci, clar că, da. Deci ne naștem cu această înclinație spre a iubi, spre a dezvolta dragoste în jurul nostru. Întreaga viață e un proces de umanizare, da? Practic e o umanizare permanentă. Dragostea filială pe care o întâlnim în familie trebuie dezvoltată în școală, biserică, care e vorba aia capitală, da? Educația în biserică e definitorie pentru viață. Din nefericire, în școli întâlnim augusta indiferență. Foarte mulți copii se însoțesc cu elevi care sunt bine văzuți, sunt pe o poziție superioară lor, egal sau superiori. Mi-aduc bine aminte de o poezioară, o fabulă din copilărie scrisă de Grigore Alexandrescu, Câinele și cățelul. O să vă dau așa succint. Spune: cât îmi sunt de urâte unele dobitoace, cu lupii, urși, lei și alte câteva, care cred despre sine că prețuiesc ceva, că despre mine unul fiește cine știe, că o spun cu bucurie.
așa vorbea de ună zi cu un bou oarecare, Samson, dulău de curte ce lătrea foarte tare, cățelul Samurache ce ședea la o parte ca simplu privitor, auzând vorba lor că n-au capriții și mândrii, se apropie și zise: gândirea voastră îmi pare minunată și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei. Noi, frații tăi, potai, o să dăm o bătaie de ai să pomenești. Cunoști cine suntem și ce se cade ție astfel să ne vorbești? Dar ziceați, și ce-ți pasă, te întreb eu ce ziceam? Adevărat vorbeam că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei, că voi egalitate, dar nu pentru căței. Și concluzia fabulei era că acestea între noi adesea le vedem și numai cu cei mari egalitate vrem. Și într-adevăr, este potențată indiferența în școli față de cei care sunt incapabili, nu știu, simplu, fizic, deficiențe fizice, mentale, sau poate nu e latura asta, e poate și latura de estetic, da? Sunt mai frumoși, sunt mai urâți, sunt mai material, mai bogați, mai săraci. Da. Pur și simplu, de-a lungul vieții ne educăm să iubim sau ne educăm să fim indiferenți. Este momentul când telespectatorii noștri sau radioascultătorii pot interveni la numărul de telefon 0314 378 379 și ne pot pune anumite întrebări sau puncte de vedere pe care noi să le punem în discuție. Aș vrea să privim puțin în trecut și să vedem cum conceptul acesta de dragoste a evoluat. Dacă de-a lungul timpului elementul numit dragoste sau conceptul de dragoste a evoluat. Da, putem spune că asistăm la un paradox impresionant. Pe măsură ce am asistat la cutezanța de a rătăci printre stele, tehnologia avansat, asistăm la împrăștierea indiferenței din ce în ce mai larg, da? Miasma aceasta care apare cu evantaiul ei, da? De comportamente negative, că practic se înfățișează sub forma anumitor acțiuni. Dar această indiferență. A existat un regres, clar. Bun, este momentul când preluăm un apel telefonic. Bună ziua! Da, bună ziua! Este foarte frumos și foarte înduioșant subiectul noastră și, într-adevăr, dragostea are multe fețe și, mai ales în țara noastră, are un concept așa puțin deformat, dragostea. Se privește mult la poziția omului în societate, se privește mult la valoarea omului în funcție de ceea ce are, se privește mult la vecinul în funcție de ceea ce cum poate să mă ajute. Deci dragostea e foarte deformată. Ceea ce este și mai trist, vorbim numai la nivel de țară, la nivel de biserică, este foarte deformată. De a și știe cuvântul inspirat al bisericii, care e cea mai apropiată de adevăr, că în ultima mare lucrare vor fi folosiți bărbați integri, bărbați și femei, care nu se vor da la o parte, indiferent cât i-ar costa. Și aici se poate multiplica ideea aceasta. Deci, indiferent cât poate să-i coste aceasta cariera, viața, casa, vor fi niște oameni integri care vor sta la ceea ce s-a scris și vor ieși în față și vor spune adevărul și vor avertiza oamenii care au nevoie de Dumnezeu și oamenii care sunt cu adevărat sinceri din lumea aceasta, indiferent ce va costa viața. Și ne spune cuvântul inspirat că în ultima mare lucrare, numai că vor fi oameni simpli, care oameni care nu vor pune în practică corect, incorrect, pot să vorbesc corect. Deci Dumnezeu alege oameni simpli care poate nici nu vorbesc corect limba pe care o vorbesc. Deci oameni foarte simpli, pentru că cei mai complicați sunt foarte plini de ei și așa de plini de ei încât mai pot să privească în stânga și în dreapta. Cam asta vreau să-mi expun, cam asta este părerea mea și pe ceea ce am citit, cam așa îmi bazez eu conceptul despre dragoste. Deci dragostea înseamnă a spăsa de cei din jurul tău, să spese că un vaccin nu trebuie să fie dat, nu trebuie să fie luat pentru că are niște reacții adverse, să spese că anumite medicamente tu știi că nu fac bine și trebuie să trâmbițezi din gură să vorbești lucrurile acelea, chiar dacă ți se duce cariera la o parte, cam așa privesc eu dragostea. Foarte frumos. Asta este dragostea care trebuie să o vedem cu toți, integritatea, în primul rând, și a ne păsa de ce din jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi pentru acest comentariu și pentru modul în care dumneavoastră vedeți dragostea. Cred că a rezumat foarte frumos telespectatoarea noastră ceea ce discutăm noi acum, astăzi, dragoste. Dacă îmi permiteți o replică. Într-adevăr, bunăvoința nu e un apanaj al intelectualilor, că nu numai ei.
în vremurile din urmă, în vremurile finale, vor exista oameni simpli care vor acționa. De ce vor exista aceia? Noi poate am încercat să ne proiectăm și noi în viitor. Noi vom, din ce categorie vom face parte, din ce pol? E clar că dacă acum, în timp de liniște, facem parte din polul opus, negativ, sigur că atunci nu vom accede către celălalt. Nu mai avem prea multe minute din emisiunea de astăzi. Aș vrea să ne oprim tot la Cartea Sfântă și v-aș întreba, pentru că Domnul Hristos a adus în atenție un aspect al dragostei care ar trebui să se manifeste între oameni sau un nivel, aș spune eu, de top, și anume să reușești să-ți iubești vrășmașul. Spuneți-ne, cum vedeți dumneavoastră aplicată această direcție pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, și anume să-ți iubești vrășmașii? E posibil lucrul acesta? Da, pare imposibil, într-adevăr. La prima vedere ai zice clar. Însă, în adâncime, dacă privim lucrurile profund, nu e imposibil. Ai zice că nu e denaturat, parcă e ne la locul lui. În momentul în care, nu știu, ți se răspunde cu indiferență, tu să privești cu serenitate, să contempli acest lucru. Ce spun oamenii ceilalți? Omul ăsta e nebun, are o problemă. Da, e supraomenesc să faci acest lucru. Așadar, trebuie să existe o terță persoană. Și o a treia persoană, cred că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine, că e una de dumnezeiască. Dacă nu ne prindem bine în butuc, nu o să putem niciodată să-L iubim pe vrăjmașul nostru. Dar credeți că astăzi, într-o lume materialistă în care existăm cu toții, când toți aleargă după interesul propriu, mai sunt oameni care să iubească în mod necondiționat? E un subiect amplu pe care o să-l dezvoltăm emisiune. Pentru că am un studiu, o monografie a unui mare psiholog, Daniel David, desfășurat pe 10 ani, din 2005 până în 2015. Sunt date certe, informații, da? La rece, tocmai de aceea. Atunci o să am timpul suficient să dezvolt foarte mult, dar să știți că este unul descurajator. Deci eu aveam anumite păreri, însă mi le-am schimbat cu totul. Adică dacă mă gândeam înainte că noi suntem românii, că de români vorbim de țara noastră, că suntem ospitalieri, că suntem prietenoși, că suntem toleranți, nu, lucrurile stau altfel. Citeam în această carte, în această monografie, și pe 24 de țări s-a făcut un studiu în București, chiar în capitală. Ne clasam pe locul 14 din 23 de țări și studiul empiric era. Un nevăzător. Cineva s-a prefăcut nevăzător. Câți oameni au acționat ca acel nevăzător să fie trecut strada? Deci 14 din 23, vă dați seama ce procent. Mai departe, dacă nu greșesc, de a ajuta pe cineva care s-a rănit la picior, de a îi face observația unuia care și-a pierdut pixul. Deci astea au fost exemplele pe care le-au întrebuințat și rezultatele au fost unele negative în ce ne privește, din nefericire. Un ultim aspect pe care aș vrea să-l aduc în atenție în cadrul emisiunii de astăzi, un comentariu care a apărut pe pagina de Facebook Repere: oare ne putem agăța de lucruri care nu pot fi schimbate? Nu cumva este o risipă de energie? Nu este mai bine să ne concentrăm pe prezent, având în vedere lecțiile pe care le-am învățat din greșelile făcute? Sunt doar câteva întrebări, posibil la relațiile acestea interumane în care noi acționăm zi de zi. De ce să te mai concentrezi pe anumite persoane și pentru a nu investiție nesigură, da? Da, atâta dragoste, când investiția aceasta este aparent fără rost. De ce să mai facem? Pentru că, da, poate pentru că oamenii aceia au cea mai mare nevoie de noi. Da? Și poate că în timp aceste persoane care manifestă o reticență sau indiferență pot fi schimbate. Va fi transpusă în... Da, și așa cum am spus mai devreme și cum au apărut comentarii, doar puterea rugăciunii poate să facă astfel de minuni în sufletul oamenilor. Și nu v-am răspuns la întrebarea anterioară. Mai sunt oameni. Mai sunt deci oameni. Mai sunt. E un procent mai mic, v-am spus majoritar, dar mai sunt oameni care sunt
vor să săvârșească, au convingeri morale și să săvârșească binele. Mulțumim, doamna avocat Laura Manciu, pentru prezența în emisiune și vă mai așteptă. Dragi telespectatori și radioascultători, în această ocazie am învățat încă o dată ce ne spune Sfânta Scriptură cu privire la dragoste. Dacă ar fi să mă opresc tot la o definiție, aș citi eu înaintea dumneavoastră. Dragostea este o credință oarbă, umilință fără preget, supunere desăvârșită, încredere și dăruirea împotriva ta însuți, împotriva lumii întregi. Dragostea înseamnă să-ți dai inima și sufletul întreg celui care ți le va zdrobi, așa cum a făcut Iisus Hristos, pentru că doar așa poți să transformi lumea în care tu trăiești. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare, iar până atunci să aplicați lecțiile învățate astăzi. La revedere!